În ce stadiu se află în prezent lucrările la pasajul de la Mihai Bravu? Se finalizează primul tronson al pasajului, prima jumătate a acestuia, urmând ca în aproximativ o lună și jumătate, două, să poată circula normal pe acest sens, și anume dinspre Barbu Văcărescu, dinspre Piața Sudului, înspre Mihai Bravu. De îndată vor demara lucrările la cel de-al doilea sens, întrucât este vorba despre două pasaje de sine stătătoare care vor forma un tot unitar ca parte a inelului principal de circulație. În cât timp se va finaliza toată lucrarea? Sfârșitul anului viitor nu ne va prinde lucrând la acest pasaj. Care este rolul celor două poduri? Ce cât costă? Rolul celor două pasaje peste râul Dâmbovița este acela de a fluidiza circulația pe inelul principal de circulație, așa cum, spre exemplu, în capitale europene există le periferic de Paris și alte străzi, alte bulevarde, care asigură tranzitarea orașului fără a mai fi nevoie să se acceseze zona centrală. La nivel local se asigură legătura între Piața Sudului și zona de nord a orașului, între zona Bergen și zona de nord a orașului. Este foarte important ca un inel de circulație să fie cât mai atractiv pentru a putea încuraja în felul acesta deplasarea pe inel și nu prin centrul capitalei. Cât costă lucrarea? Lucrările nu depășesc 100 de milioane de lei în condițiile în care au mai fost efectuate lucrări și pe contractul anterior, dar totalizarea acestor lucrări va fi făcută la final, întrucât se dorește și reabilitarea podului de la nivelul solului peste râul Dâmbovița și acesta este încă în evaluare. Pentru că suntem în zona respectivă, când vor începe lucrările la pasajul subteran de la Piața Sudului? Pasajul subteran de la Piața Sudului este o lucrare extraordinar de importantă și de frumoasă. Vor începe în cursul acestei veri. Contractul de execuție a fost deja semnat, iar fondurile europene ce urmează a fi trase fac parte din primul interval de finanțare 2007-2013 plus cei 2 ani de grație, drept pentru care, atât pentru nevoile orașului, cât și din dorința de a atrage aceste fonduri europene, lucrările vor începe în maxim 2 luni de zile. Pe unde intră, pe unde este acest pasaj, cât va costa și când va fi gata? Dinspre Nițu Vasile va fi intrarea și ieșirea va fi către Văcărești. Vor fi două benzi pe sens plus pasaje denivelate subteran pentru pietoni și vom asigura totodată o legătură cu mijloacele de transport în comun din zona respectivă, deoarece este foarte bine știut că acolo avem și metrou, toate liniile de transport de suprafață, plus mijloacele care aduc în oraș călători din zona periurbană. Cât va costa și când va fi gata? Și cât la sută sunt fonduri europene din valoarea proiectului? 98% din valoarea, din contravaloarea cheltuielilor eligibile, deci mai puțin TVA-ul, sunt fonduri europene nerambursabile, deci 98%, iar valoarea contractului este de 38 de milioane de euro. Când va fi gata? Lucrările nu vor depăși 18 luni, dar facem eforturi ca acestea să încheie, de fapt, cu mult înainte. Ce se întâmplă cu autostrada suspendată? Generic vorbim cu inelul median, ați găsit finanțatori pentru ea? Știu că s-a făcut proiectul, dar s-a împotmolit în finanțare, fiind vorba de 1,5 miliarde de euro. Da, parte din acești bani au fost deja redistribuiți în zonele locale, întrucât un astfel de proiect la valoarea lui totală, într-adevăr, conține și străzi și străzi adiacente, străzi pe care să se desfășoare circulația între zonele pe care autostrada le străbate, însă toate aceste străzi vor fi efectuate la nivel local, acolo unde ele sunt necesare. Proiectul în sine, având ca necesitate o finanțare de aproximativ 700 de milioane de euro, însă pentru cel care va construi și va exploata, va administra acest segment de drum pe o perioadă de timp până la amortizarea lui, costurile urmează a fi stabilite de el însuși și cât mai judicios cu putință.
Ați găsit finanțatori pentru proiect? Sunt foarte mult foarte mulți interesați să participe la acest proiect, însă pentru moment condițiile pe care aceștia le impun încă nu au fost agreate, de aceea se analizează eficientizarea, posibilitățile de eficientizare a acestor costuri, în așa fel încât municipalitatea să aibă cât mai mult de câștigat. Se va plăti vreo taxă pentru cei care vor circula pe acest drum? Tocmai la acest capitol ne-am aplicat cu mai multă atenție asupra acestui aspect și nu dorim ca bucureștenii să aibă de suferit sau cumva să încărcăm cheltuielile prin construirea acestui segment, cu toate că la final el va aduce beneficii uriașe tuturor utilizatorilor, însă în primul rând vrem să fim siguri de faptul că el poate exista de sine stătător fără aportul unor sume care să plece din buzunarul bucureștenilor. Ați modificat cumva proiectul? Ați mai modificat la poduri, la pasaje subterane, ce mai era? Mai doriți să modificați sau este cel care prevăzut de PUZ? În primă instanță vorbim despre prevederile PUZ-ului și a studiului de fezabilitate care a arătat o soluție, însă va fi atribuit un contract de proiectare și execuție, design and build, iar cel care efectuează proiectul va lua în calcul la nivel de detaliu toate oportunitățile, în așa fel încât optimizarea să fie maximă. Forma juridică este PPP? Sau... Deocamdată aspectul acesta de PPP nu a fost la nivel național statutat foarte bine și atunci nu pot să spun că parteneriatul public-privat, atât timp cât nu a fost implementat la nivel de stat, îl putem implementa la nivel de autoritate publică locală, dar este clar că cel care va executa sau va fi implicat în acest proiect va primi din partea municipalității terenurile, zona pe care el să desfășoare acest proiect, iar proiectarea, construirea și exploatarea vor pica în sarcina celui care va fi partenerul nostru în cadrul acestui proiect. Autostrada A3 va intra probabil în acest an în București, iar capacitatea străzilor din zona Pipera trebuie mărită. Când vor începe lucrările de lărgire a străzii Fabrica de Glucoză și cât vor costa expropierile? Știu că a fost scandalul acela că primăria a propus 30 de milioane de euro pentru expropieri, 28 de milioane și consilierul a spus că este prea mult și urmează să regândiți proiectul, să-l faceți mai mic. Aceasta a fost ultima discuție publică, din câte știu eu, pe acest subiect. Ca și discuție publică, o autoritate publică se bazează pe hotărâri sau pe dispoziții. Ultima hotărâre a Consiliului General stabilește un plafon de 37 de milioane de euro la nivelul anului 2010, drept pentru care domnul primar general a hotărât reanalizarea și eficientizarea acestor costuri, în așa fel încât la sfârșitul anului 2013 am înaintat Consiliului General un studiu de fezabilitate, păstrând parametrii și trama stradală, dar la un preț de 28 de milioane de euro estimat, așa cum a spus și noastră. Deci exproprierile să nu poată depăși valoarea de 28 de milioane de euro, deci cu aproximație 9 milioane până la 10 milioane de euro a fost o economie propusă Consiliului General. Consilierii s-au abținut în a vota această diminuare. În momentul de față dorim anularea hotărârii de aprobării hotărârii din 2010, care stipula 37 de milioane de euro. Sperăm că de această dată vor fi de acord măcar să anuleze hotărârea aceea, dacă nu se adopte o hotărâre cu 10 milioane mai ieftină. Iar o altă măsură ar fi diminuarea culoarului și amprizei drumului. Însă, așa cum este bine știut, toate autostrăzile în toate capitalele europene, pătrund în interiorul orașului pe străzi care să asigure o capacitate suficientă. Dacă vorbim despre Fabrica de Glucoză, ca despre o șosea cu două benzi pe sens, unde mai devreme sau mai târziu
aglomerația va genera anumite probleme din punct de vedere al parcărilor parazite, al opririlor, al mijloacelor de transport în comun, dar dacă nu se va găsi, nu se va accepta soluția normală pentru un bulevard care deservește o autostradă, vom diminua atât de mult încât nu ne vom lăsa spații de parcare. Da, dar nu vom lăsa banii publici să fie conduși de niște interese care nu au legătură cu autostrada sau cu parametrii de circulație în zona respectivă. Deci nu dorim să cheltuim banii pe care îi doresc consilierii prin neaprobarea diminuării acesteia despre care am vorbit. În cât timp credeți dumneavoastră că vor începe lucrările la acest proiect? Și se vorbea ceva de un pasaj, că s-ar face un pasaj în zonă? Nu, acolo este prevăzută circulație la nivelul solului, pe toată lungimea bulevardului, iar lucrările vor începe de îndată ce se vor finaliza discuțiile și disputele pe marginea exproprierilor. De ce avem nevoie de un pasaj subteran de 18 milioane la Piața Presei Libere? Foarte mulți ONG și-au susținut că acest proiect ar fi inutil și că distruge profilul bulevardului Kiselev, care este important pentru oraș. Aspectul lui mă refer, că se taie niște copaci pe partea dreaptă. Profilul, în primul rând, profilul bulevardului nu este afectat sub nicio formă de lucrările și de existența acestui pasaj. În al doilea rând, copacii care urmează a fi dezafectați din zona aceea, marea lor majoritate vor fi replantați, dar în plus se vor planta și în compensație arbori, atât în zona respectivă cât și în alte spații verzi unde este necesară plantarea de arbori. Proiectul acesta este un proiect care, în afară de o valoare cu privire la mediu, că de asta vorbim despre copaci, va ajuta la diminuarea poluării, la câștigarea unor timp, iar în momentul de față știe toată lumea cât de anevoiasă este intrarea în oraș. Odată cu prioritizarea inelului principal, cu realizarea unor modificări la nivel funcțional al bulevardului, în care până la urmă ajunge tot fluxul de trafic. De altfel, dacă putem să privim la nivel macro, odată cu deschiderea pasajului Basarab, inelul principal de circulație a căpătat o altă fluență mult mai bună, iar alimentarea inelului principal cu vehiculele care vin de pe DN1 este deja mai permisivă. În plus, tot într-o ordine firească și logică a desfășurării evenimentelor, a fost realizat bulevardul Buzești-Berzei, Uranus. Bine, Uranus este etapa a doua. Deci, odată deschis pasajul Basarab și Buzești-Berzei, deja inelul principal poate primi un flux mai mare de trafic și abia după ce am realizat aceste două mari obiective, începem lucrările la pasajul la Piața Presei Libere, în așa fel încât nici intrarea în oraș și nici traficul din oraș să nu aibă de suferit. Dacă ar fi fost o altă topică a evenimentelor, un alt timing și am fi început întâi cu pasajul la Piața Presei Libere fără să realizăm celelalte două obiective, întrebarea acestor ONG-uri poate într-adevăr ar fi avut un oarecare sens, dar odată realizate celelalte două obiective, acesta al treilea devine ca și firesc și logic. Ce se întâmplă cu drumul expres pe autostrada București-Pitești? Știu că a fost anulată autorizația pentru pasajul de la Ciurel, ați dat altă autorizație, după care s-a suspendat și puzzle-ul în instanță. Se mai lucrează acum acolo? În cât timp va fi gata? Se lucrează întrucât interesul bucureștenilor și al Bucureștiului în general nu poate avea de suferit datorită unor interese subiective. La ce se lucrează? În momentul de față se lucrează la nodul de la Virtuții, se efectuează turnări de betoane, armături și toate lucrările premergătoare realizării pasajului de peste Dâmbovița, urmând a ne apropia de dealul Țugulea,
prin supra-traversarea șoselei Virtuții și în felul acesta accesul dinspre Virtuții, spre Splaia Independenței și viceversa să se poată desfășura cu mult mai facil și mai fluent. În același timp se desfășoară activități premergătoare achiziționării de teren acolo unde este prevăzut prin culoarul de expropriere pentru a putea continua lucrările spre șoseaua Uverturii, șoseaua Uverturii fiind mare generatoare de vehicule, toate acestea mergând către pasajul Lujerului, unde se știe foarte bine cât este de aglomerat aproape o toată perioada zilei. În plus, odată finalizat acest proiect, măcar până la șoseaua de centură, cu siguranță Iuliu Maniu și ca bulevard și zona aceea, atât din punct de vedere al locuitorilor, cât și al celor care tranzitează, vor avea un upgrade extraordinar și nu e cazul să mai pierdem timpul din acest punct de vedere. Oricum, tot ceea ce înseamnă contestarea puzului, contestarea documentelor subsecvente, cum ar fi autorizația de construire și așa mai departe, sunt în momentul de față doar șicane și sunt făcute de aceia care fie au interese în zona respectivă, de altfel se află proprietarul unui teren care consideră că tot Bucureștiul trebuie să aștepte sau să fie condescendent intereselor lui personale. Dacă nu mă înșel, nu știu dacă aveți nume, este vorba despre fostul arhitect șef de la sectorul 6 care consideră că trebuie să, da, că trebuie să demonstreze dumnealui cine este și ce poate, fără a se gândi că de fapt toți bucureștenii sunt practic influențați negativ de ceea ce dorește dumnealui să facă, chiar dacă temeiul legal nu este de partea dumnealui, de altfel puzul este doar suspendat. Dar ce se întâmplă asta, vreau să vă întreb, ce se întâmplă dacă se anulează tot puzul acesta? Cum? Faceți altul sau cum? Prevederile legii sunt foarte clare, așa cum prevede legea, așa vom acționa. Noi vorbim însă despre Bucureștiul de peste 20 de ani, de peste 30 de ani, de peste 40 de ani. Să nu credeți cumva că Bulevardul Magheru, atunci când a fost înființat, să nu credeți că, spre exemplu, Calea Moșilor nu a creat anumite probleme și alte bulevarde care de-a lungul timpului au luat naștere, nu au trecut prin aceleași discuții subiective și interese meschine ale celor care erau în zona respectivă. În momentul de față, ca participant la strategia de dezvoltare a orașului, vă pot spune că peste 20 sau 30 de ani toate discuțiile astea vor fi de domeniul amintirilor și poate nici măcar nu-și va aminti nimeni de ele și toată lumea se va bucura de niște proiecte generoase de infrastructură care creează într-adevăr o altă față a capitalei noastre. Când, care e nouul termen de finalizare a lucrării? Dacă puteți să-mi dați de falcat pe pasajul de la Ciurel și pe toată artera până în șoseaua de centură? Atâta timp cât se lucrează sub trafic și atâta timp cât se lucrează cu astfel de participanți ca public, nu se pot face estimări cu privire la termene, dar dacă toți bucureștenii și-ar spune punctul de vedere, atunci domnii aceștia care nu doresc decât să împiedice desfășurarea or să-și dea seama că sunt nu știu, într-o proporție de 1 la 100 sau nici atât care doresc practic blocarea lucrărilor. Nu are nimeni de câștigat din blocarea lucrărilor. În mod normal toate aceste lucrări trebuie să se desfășoare și dacă cumva cineva greșește, trebuie să dea socoteală pentru ceea ce a greșit. Însă strategia și dezvoltarea orașului și viteza de dezvoltare a orașului nu poate fi oprită prin astfel de demersuri. De altfel, s-a văzut clar cum Buzești, Berzei, Uranus a fost oprit în nenumărate rânduri și odată finalizat, toată lumea a înțeles ce se dorea acolo, toată lumea este mulțumită, practic proiectul vorbește de la sine, iar toți cei care au încercat să pună piedici, de fapt s-a dovedit că marele Nicușor Dan de la Salvați Bucureștiul, după ce a stat 2-3 luni, 5 luni vorbind în ziare despre, sau mă rog, în alte
zone media despre marile lui probleme, n-a făcut decât să-și dorească să candideze la primărie și a văzut foarte bine ce, în ce fel bucureștenii au fost de partea lui, nu numai că nici nu s-a auzit de dumnealui la postul de primar general, dar nici măcar în Consiliul General n-a putut să intre. Deci, adepții unor astfel de piedici sunt extraordinar de puțini și trăiesc într-o lume a lor care practic nu-i lasă să vadă viitorul. Bine, noi. Acum au fost niște probleme la Buzeci-Berze, acolo instanța totuși a anulat în prim puzul, a anulat niște autorizații de construire, adică ceva neregulă a fost dacă le-a anulat. Vorbim despre niște documente și vorbim despre planuri urbanistice și vorbim despre niște aprobări care nu au fost adoptate după anul 2008, ci înainte de anul 2008. Modul în care s-a dorit și gândit și organizat desfășurarea acestui proiect la nivelul de început a aparținut conducerii anterioare a primăriei, însă chiar dacă el a început cu stângul și a început, să zicem, poate în cu toate odată, deci pe de-o parte lucrările pe teren și pe de-altă parte în același timp și punerea la punct a documentelor. Ulterior, anului 2008, când s-a schimbat conducerea primăriei, practic toate aceste lucruri au fost puse la punct din mers, iar anii pierduți și parte din resursele materiale pierdute datorită blocajelor, nu și-au mai avut rostul. De altfel, dacă s-ar fi întâmplat cu 2 ani în urmă deschiderea acestui bulevard, practic faptele de dinainte oricum ar fi rămas, iar dar beneficiile s-ar fi văzut încă de pe atunci. Acum și contestațiile și blocajele și piedicile pe parcursul acestor 2 ani doar de dragul de a-ți face numele cunoscut sau doar de dragul de a pune la punct niște lucruri care s-au întâmplat în urmă cu timp, a dovedit clar că nu are nimeni interes asupra sau nu are nimeni o dorință extraordinară pentru interesul public, ci numai și numai pentru interese obscure sau meschine. Când terminați de reabilita șoseaua Pantelimon și șoseaua Iancului, cam cât la sută din lucrare aveți terminat în prezent? În prezent ne apropiem de 40% din realizarea pe teren a acestei reabilitări și dorim ca spre sfârșitul anului să fim foarte aproape de finalizarea tuturor lucrărilor. Când va fi terminat parcarea parchenului de la Cora Pantelimon, că face parte din acest proiect, și ce alte proiecte pentru parcare parchenului mai aveți punctual, dacă puteți să ne spuneți câteva cuvinte despre fiecare? Parcarea de pe Pantelimon va fi începută în probabil o lună, o lună și jumătate, durata de execuție fiind de maxim un an de zile. Este o parcare subterană ce asigură un număr de aproximativ 400 de locuri de parcare, iar alte parcări asemănătoare tip park and ride vor fi la intrarea de pe DN1 și anume acolo unde întoarce tramvaiul pe aerogării. Ați rezolvat problema juridică cu terenul? Că știu că era fusese... Da, s-a rezolvat. Terenul aparține municipalității și pe acest teren se execută deja proiectul și în cel mai scurt timp vor demara lucrările de execuție. Aveți licitația făcută? Da, cât avem costă? Constructor mai puțin de 16 milioane de lei. Când va fi gata? Odată început, vă putem spune exact când se va finaliza, dar deocamdată, la nivel de hârtii și de birocrație, încă mai avem câteva lucruri de pus la punct. Taman, un astfel de demers arată că nici celelalte lucrări pe care le-am început, nu le-am început în lipsă de respect față de lege. Așa cum și acum așteptăm până când toate documentele vor fi gata, așa am așteptat de fiecare dată și niciodată nu am demarat o lucrare înainte ca aceasta să fie în acord cu toate prevederile legale. Alte parcări mai aveți în proiect, park and ride, în afară de acestea două? Mai avem pe bulevardul
Liviu Rebreanu astfel de parcare și dorim să, mă rog, acum se află în analiză câteva puncte multimodale pentru zonele de intrare în oraș, de acces în oraș, în zona de vest a orașului, fie pe Bulevardul Timișoara, fie undeva la Iuliu Maniu. De asemenea, în zona de nord dorim să mai identificăm câteva spații unde călătorii să poată să-și lase mașinile și să acceseze un mijloc de transport în comun. Ne interesează foarte mult zona la Minorului, acolo unde se vor finaliza în curând lucrările la metrou. Și așa cum deja s-a împământenit zona Berceni, acolo unde este capătul liniei de metrou, deci vrem să continuăm cu aceste demersuri, dar după ce le vom avea pe primele finalizate și vor dovedi eficiența, vom putea trece mai departe la celelalte lucrări. Când vor începe lucrările la penetrația Timișoara? Știu că și aici aveți probleme cu exproprierile, în sensul că încă nu vi s-au aprobat, mă rog, câți bani să cheltuiți pe expropriere exact. Acolo au fost aprobate exproprierile, dar în urma unor analize corelate cu dinamica evenimentelor din prezent, și anume faptul că zona aceea industrială nu mai are o atractivitate ca în momentul în care a fost făcut studii de fezabilitate, dorim să economisim bani prin renunțarea la linia de tramvai de la Valea Cascadelor până în zona Cetului și în locul acelor linii de tramvai să câștigăm câte o bandă pe sens fără a mai fi nevoie să mai expropriem teren suplimentar. De ce îl faceți proiectul? Încercăm să diminuăm ampriza drumului pentru a nu mai fi nevoie să achiziționăm teren. În legătură cu faza a doua a diametralei până la calea Rahovei, cât va costa lucrarea și dacă ați primit o avizere pentru a trece cu tunelul pe sub Palatul Parlamentului? Costurile vor putea fi stabilite după finalizarea licitației, pentru că... Dar aveți o sumă orientativă? Există un plafon maxim care nu poate fi depășit, însă și la acesta se lucrează, întrucât, după cum știți, s-a aprobat planul urbanistic zonal pentru a defini acest proiect. El inițial a fost gândit ca un pasaj supraterian peste strada Izvor, iar după aceea să intre în subteran, în dealul Parlamentului. Prin noul PUZ aprobat, se stabilește accesul în subteran încă din zona parcului și în felul acesta costurile, balanța costurilor se modifică. Mai puțin de o lună de zile vom avea acest studiu de fezabilitate modificat, iar lucrarea va consta într-un singur pasaj subteran din zona Izvor până în zona 13 septembrie, după 13 septembrie spre Uranus. Odată stabilite condițiile finale și prețul final, parametrii studiului de fezabilitate, vom afla acest plafon pe care nu putem să-l depășim prin licitație, însă și la etapa de licitație prețurile se vor diminua. Deci, probabil spre toamnă vom avea clar costurile și durata și poate și constructorul care să-și asume această responsabilitate. Ați primit aprobarea să treceți pe Palatul Parlamentului? Toate aprobările? Că... După cum știți, un plan urbanistic zonal reprezintă o fază premergătoare a autorizației de construire. Acest pasaj nu este al primăriei capitalei sau al generației noastre. Acest pasaj și acest proiect este un obiectiv care va aparține generațiilor viitoare. Ca am primit, întrebarea dumneavoastră este concretă și punctuală, dar vorbind despre București anilor 2035, ce mă întrebați dumneavoastră acum devine o chestie de timp. Când începe supralărgirea străzii Brașov până la intersecția cu șoseaua Alexandrei plus pasajul de acolo, foarte multă lume întreabă acest lucru. Da, este un proiect extraordinar de prețios din punct de vedere al eficienței. Va asigura legătura șoseaua Alexandriei cu Inelul Median, cu strada Brașov,
vom accesa din zona Alexandriei partea de nord a orașului. Avem deja aprobat studiul de fezabilitate, urmează în curând să demarăm procedura de licitație și până la sfârșitul anului vom putea avea și termenul și prețul pentru acest proiect. Deci la anul ar urma... Foarte multe etape premergătoare demarării unei proceduri de achiziție au fost deja parcurse. Când reluați lucrările la pasajul rutier subteran pietonal de la Eroi Pasajul... Revoluție, da. Da, este un pasaj pietonal. Un pasaj pietonal știu care asigură... Știu că s-au dat mulți bani acolo, primăria a plătit încă de pe vremea cealaltă. Nu, numai pe vremea cealaltă, după care au urmat niște procese, procese câștigate de municipalitate în toate fazele acestea, până când hotărârea a devenit definitivă și irevocabilă. Acolo s-au întâlnit o serie întreagă de anomalii, în sensul că lucrarea de pasaj pietonal subteran a fost conexată cu reabilitarea carosabilului pe întreaga suprafață a pieței, atribuindu-se la un preț ulterior s-a constatat că n-ar fi nevoie chiar de toate lucrările, drept pentru care teoretic valoarea totală ar fi trebuit diminuată, dar dacă tot au rămas bani, ar fi fost oportun să se placheze cu mozaic trotuarele, drept pentru care nici reabilitarea integrală a șoselei nu s-a făcut, dar nici economie nu s-a făcut și tot așa, până când cu o zi înainte de schimbarea mandatului în 2008, conducerea anterioară a dat un ordin de sistare a lucrărilor până când se vor efectua acele acte adiționale pe care conducerea ce a urmat și care este și în prezent activă la Primăria Generală nu a agreat, în contra am mers în instanță, am câștigat toate fazele, iar de anul trecut am început să analizăm din punct de vedere tehnic și economic lucrările care au rămas de executat. Asta ce mai rămas? Din... Pentru că eu știu că s-a plătit toată lucrarea, dar nu s-a făcut toată, din câte am înțeles. Nu s-a plătit toată lucrarea, pentru că încă o dată vă spun, a fost vorba despre o reabilitare a carosabilului și a trotuarelor din toată zona a pieței și lucrările acestea la pasajul de nivel la subteran. Se efectuează expertize cu privire la ceea ce s-a făcut și ceea ce a mai rămas de făcut, întrucât pe fond noi trebuie să atribuim un contract de execuție pe lucrările rămase de executat, iar partea ce a fost efectuată să fie expertizată și adusă la standardele care să-i asigure o durată de viață normată de peste 40-50 de ani. Mai faceți pasajul de la Piața Romană? Aveți bani pentru el când îl faceți? Pasajul de la Piața Romană reprezintă un pasaj pietonal de nivelat subteran, reprezintă o reeditare, dacă îmi permite să numesc așa, a pasajului de la Piața Universității și acolo lucrările, dacă vor începe, nu vor începe înainte de sosirea toamnei. Deci, din toamnă am putea să începem lucrările în zona aceea, pentru că dorim să finalizăm mai întâi lucrările de pe Calea Victoriei. Ați început lucrările la străpungerea Bulevardului Nicolae Grigorescu, Splai Dudescu? Știu că se finalizase primăriei, da, expropierile. Când le-ați început? Și la când? Finalul anului trecut deja terenurile aparțineau municipalității și din primăvara aceasta se lucrează pe tot tronsonul. În momentul de față sunt utilajele toate în acțiune pentru realizarea pasajului de nivelat suprateran peste Dâmbovița, deci în zona Splaiului, și devierile de rețele pentru a putea demara lucrările la priza drumului de la Nicolae Grigorescu până la Splai. Între ce și ce face legătura, deci între Nicolae Grigorescu și Splai Independenței? Nu, este o parte a inelului median, partea de est a inelului median, asigură legătura deja până la autostrada A3, dacă doriți, prin segmentul care a fost deschis doamna Ghica Chișinău, urmând pe Bulevardul Chișinău, pe Bulevardul Nicolae Grigorescu și coboară către zona de sud a orașului, în cartierul Berceni, iar segmentul actual asigură legătura între Nicolae Grigorescu și Camil Resu, între intersecția aceea și Splaiul Independenței, dar vor continua prin spatele Institutului de Medicină Legală până când va ajunge în șoseaua Olteniței și atunci se va numi că inelul deja median a căpătat o formă și reprezintă o alternativă
inclusiv la inelul principal de circulație. Avem deja două rute foarte, foarte importante de acces din zona de sud către zona de nord a orașului. Când va fi gata? Lucrările la acest obiectiv se doresc a fi finalizate înainte de sfârșitul anului și la sfârșitul anului 2014, deci mai sunt câteva luni bune de execuție, dar astea toate depind de faptul că zona aceea a fost o zonă industrială dezvoltată haotic din 1950 și până în prezent și se întâlnesc tot felul de rețele despre care nici deținătorii de utilități nu știau, întrucât toate au fost construite înainte de Revoluție, într-un stil foarte energic, dar fiecare știa despre ce lucrează și nu-l interesa pe unul despre celălalt. Ultimele două întrebări. Am vorbit acum despre foarte multe proiecte pe care urmează să le începeți. Unele sunt în procedură de licitație, altele ați început. Vorbim de bani, vorbim de probabil câteva miliarde de euro. Are primăria banii aceștia pentru tot ce începe? Sau vă gândiți să apelați la niște credite sau alte surse de finanțare? Pentru că se începe din punct de vedere managerial, important este ceea ce are orașul nevoie. Orașul are nevoie de proiecte, orașul are nevoie de o atitudine fermă, clară și pozitivă. Atât timp cât în oraș nu s-a ajuns la o circulație așa cum ne dorim, atâta timp cât în oraș încă mai există blocaje, atâta timp cât mijloacele de transport în comun încă mai au desferit, atâta timp cât numărul mare de vehicule încă influențează negativ viața bucureștenilor, noi suntem toți hotărâți să deblocăm această situație. Aveți sau nu aveți bani? Banii pe care îi avem în prezent sunt suficienți pentru a executa lucrările pe care ni le-am propus, acestea fiind în ordinea priorităților pe locurile principale, iar continuarea lor va depinde de ceea ce urmează să se întâmple. Dacă avem bani sau nu avem bani, nu poate să spui că o problemă e rezolvată doar din cauza că nu avem bani. Ultima întrebare este, mai multe persoane, ONG-iști, bicicliști, vă acuză primăria capitalei pentru asta că dați bani special pentru traficul auto și nu dați bani pentru alte soluții alternative, cum ar fi pistele de biciclete, benzile unice pentru autobuz. În opinia mea, a răspunde prin fapte poate este cel mai bun lucru și atunci aș apela la câteva exemple de bună practică pe care municipalitatea le-a arătat, și anume Buzești-Berzei, bulevardul acesta este un bulevard care a avut încă de la bun început piste de bicicliști separate fizic de fluxurile auto. De asemenea, au fost implementate benzi proprii pe splaiul Independenței, au fost realizate pe bulevardul Aerogării, a fost realizată o supraînălțare a zonei mediane, acolo unde circulă tramvaiul, pentru a putea circula și autobuzele. Pe Moșilor, acolo unde a fost doar în început, practic, o parte din cei care doreau să comenteze au comentat, poate au ridiculizat un pic cu situația. Ca să vorbim un pic, ce ați făcut, se vede clar. Ce veți face, important? Unde veți mai face benzi unice și unde veți mai face piste de biciclete? Peste tot. Acolo unde putem să implementăm benzile proprii, prin diverse măsuri de reorganizare a circulației, vom reorganiza circulația, vom reorganiza spațiile de parcare, vom reorganiza opririle și vom implementa benzi proprii pentru... Specific unde? În primul rând, zona centrală. Ne interesează cel mai mult zona centrală și accesul din cartierele de locuințe către zona centrală este la fel de important. Și fiecare din cartiere, atât în toate sectoarele, începând de sectorul 1 până în sectorul 6, în fiecare din cartiere sunt prevăzute proiecte pentru benzi proprii și pentru piste pentru bicicliști.